Yeah.
dansați și să jucați până în zori. Și dacă din când în când o să vă priviți în gând, voi fi aproape de voi. De De text pentru a sublinia
Și am simțit și eu un înger. Am minunat. Și voi ați fost alături. La bine și la rău. N-am sorit că mi-ați fost alături în momentele foarte grele pentru mine, când tatăl meu a plecat dintre noi. Și n-am consolit vreodată că mi-ați fost alături. Și în cea mai fericită zi din viața mea, anul trecut, când s-a născut fiica mea. Și am închis această paranteză cu ce simt eu. Tocmai pentru a vă spune că și eu am căutat mereu să vă fiu alături, la bine și la greu. Am ținut la voi și v-am iubit, chiar dacă unul dintre voi n-a văzut acest lucru atunci. Din prima zi când ne-am întâlnit aici, în acea dimineață de septembrie anul 2010, când mă așteptau aici niște copii cu emoția și entuziasmul pe care l-am citit în ochii lor, v-am spus chiar de atunci, de la bun început, v-am comunicat niște reguli, niște baze pe care trebuie să le urmați dacă vreți să fiți o clasă de elevi. N-au fost multe, dar au fost esențiale, după părerea mea. Știu că ați plecat dezamăgiți în acea zi. Emoția și entuziasmul din ochii voștri se transformase într-o cruntă dezamăgire. Da, am fost tot timpul exigent cu voi. Și dacă ne-am putea întoarce în timp, să fim iarăși la începutul clasei noi, mărturisesc că aș fi fost de data ta. De-a lungul anilor de liceu, atât în școală, în clasă, cât și în timpul tuturor activităților extrașcolare pe care le-am organizat sau la care am participat. Am încercat tot timpul să vă orientez spre adevăratele valori și să vă îndepărtez cât mai mult de tot ceea ce înseamnă non-valori. Pe propriile puteri, să tindeți spre propria perfecțiune pe cât posibil, dar mai ales să vă bazați pe propriile puteri și să nu credeți în destin, în horoscop, în tot să înțelegeți că fiecare dintre voi este o adevărată valoare și pe cât posibil să respingeți așa zisă modele, între ghilimele, promovate de toată mass media românească. Personal, pot spune că sunt cu adevărat mândru de ea, că am contribuit, măcar cu un pic, la formarea personalității fiecăruia dintre voi. Vreau acum să mulțumesc colegilor mei, doamnelor profesoare și domnilor profesori, pentru toată munca depusă pentru formarea voastră ca
elevi și ca oameni. Deși cred că ne-am făcut cu toții decât datoria. Am amintit de mass media românească, care știm cu toții transmite un mesaj extrem de simplist, de genul profesorii cer salarii decente. Și mă opresc aici cu apreciere de prețe și la mass media în general, de parcă acest lucru ar însemna ceva imoral sau ilegal. Noi, dascălii, nu lucrăm nici cu lemnul, nici cu fierul, nici cu navetă spațială, noi lucrăm cu copii. Misiunea noastră nu este doar de a informa, ci și de a forma oameni, de a modela oameni de caracter. Când spun oameni de caracter, mă gândesc la o maximă după care eu m-am ghidat în toți acești ani de școală. Cred că fiecare dintre noi poate accepta. Care aparține lui Marcus Tullius Cicero, care spunea așa: caracterul fără inteligență poate mult. Însă inteligența fără caracter nu valorează nimic. Dincolo de toate cunoștințele transmise, cred că pentru noi importantă este recunoștința sinceră din ochii erorilor noștri, care nu poate fi echivalată nici cu toți banii din lume. Vreau să mulțumesc și părinților cu care am avut o colaborare excelentă. Fără sprijinul dumneavoastră, stimați părinți, am spus de atâtea ori, noi, dascălii, nu putem face miracole. Din fericire, n-a trebuit să lucrez cu părinți care să spună: l-am trimis la școală, educați voi. Este iarăși o mentalitate extrem de simplistă și dăunătoare, dar n-am sărit cu acum mai multe științifice. Cred că relația elev-profesor-părinte a funcționat și rezultatul strădanilor noastre comune se află în fața lucrurilor noastre și cred că este mai presus decât orice fără de voi. Vă mulțumesc pentru tot ce deși m-am acordat. Mai am de spus un lucru ceea ce consider că este o datorie a mea ca profesor și ca dirigent. Mulți dintre voi veți pleca în viitorul apropiat în alte părți, mai ales pentru studii superioare. Vreau să vă spun limpede și răspicat: mergeți sănătoși, dar întoarceți-vă aici. Evident, este valabil și pentru ele din Cambridge, din Kerestor, din Balcani. De ce vă spun asta? Pentru că nu vrem, cred că nimeni dintre noi nu dorește ca după ani și ani să ne plângă casele părăsite, străzile pustii și o întreagă comunitate cu o istorie bogată de aproape 3 secole, dar rămasă fără viață. Oricât de fascinantă mi se va părea la început Timișoara sau
oricare alt oraș unde veți merge, nu vă puteți îndepărta. N-aveți cum să vă îndepărtați de casa natală, strada copilăriei, unde ați crescut, biserica, școala, căminul cultural, nopțile adolescenței, visele tinereții, mai presus de toată dragostea părintească. Un cuvânt, tot ce respiră, tot ce reprezintă starea Brâșnov, faceți-vă aici, așa cum am întors și eu, așa cum s-au întors colegii mei, așa cum s-au întors mulți alții. Ce vă doresc eu acum, în continuare, când a sosit clipa să spunem rămas bună adolescență, bun venit tinerețe. Vă doresc, în primul și în primul rând, multă sănătate. Știți că nu vă doresc avere sau bani, am vorbit de atâtea ori mai despre marile valori. Mari de valori care nu se pot cumpăra cu bani. Cu bani putem cumpăra medicamente, sănătate, însă nu putem cumpăra niciodată. De aceea vă doresc multă, multă sănătate mai întâi. Apoi, în viitorul foarte apropiat, urmează primul vostru examen mai important, examenul de valoare. Din lungul fir al examenelor vieții. Pentru că să nu credeți că examenul se va opri odată cu învățământul superior. Toată viața dăm examene. În învățământ, în societate, în fața propriei conștiințe. Iar promovarea acestor examene nu este o loterie, nu este un pariu sau pariuri. Nu se face prin baftă sau prin noroc, ci doar prin pregătire, printr-o muncă și pregătire intensă. De aceea nu vă doresc baftă sau noroc, ci vă doresc să aveți putere și mai ales credință în puterea voastră. Așa cum spunea marele scriitor rus, Ivan Turgenev, secretul fundamental al tinereții nu stă în puterea de a realiza orice, ci în puterea credinței că poți realiza orice. Vă doresc așadar sănătate, credință și putere. Vă doresc putere. Și în ultimul rând, care bate gongul
odată cu primul clopoțel se naște un miracol. Pentru voi, primul clopoțel a sunat acum 12 ani. Și timpul a avut o nesfârșită durată. Primul miracol a fost tatăl pe care l-ați învățat cu greu. Ați învățat să citiți, să socotiți, să scrieți. Apoi, încetul cu încetul, ați ajuns să pătrundeți tainele lumii. Mai întâi tainele lumii înconjurătoare, apoi lumea mai mare, care v-a fost dezvăluită la orele de istorie, de geografie, de biologie, de fizică sau de limba. Orele de limba franceză sau de limba engleză care v-au dezvăluit iarăși o altă lume necunoscută până atunci. Ați mai învățat un alfabet, alfabetul limbii bulgare, literare. Ați învățat istoria Bulgariei, istoria noastră, Bulgariei Bulgariei. Iar acest studiu de 12 ani s-a încheiat atât de frumos ieri cu atestatul vostru în limba bulgară. Nu pot să las limba română, orele de limba română, la care ați învățat să vă exprimați corect, să scrieți corect, să comunicați, să argumentați. V-ați cultivat sensibilitatea, v-ați îmbogățit spiritual prin învățarea marilor noștri scriitori. Toate acestea, sigur că au fost posibile, toate aceste miracole au fost posibile pentru că ați avut lângă voi niște oameni minunați, niște oameni limoși, niște oameni care mai presus de orice își iubesc meseria. Chiar aceștia sunt dascălii voștri. Suntem noi care ne luăm aici la voi și mulți alții care nu au putut să vină. Și ați mai învățat ceva în acești 12 ani. Ați învățat ce este colegialitatea, ce este prietenia, ce înseamnă să respecti un regulament. Ați învățat să respecti valori morale, cum este adevărul, cum este cinstea, respectul, devotamentul, compasiunea, dragostea. Toate acestea în detrimentul minciunii, a urii, a imposturii, a trădării, acum, când a sunat ultimul clopoțel pentru voi, timpul nu mai are răbdare. Se apropie bacalaureatul, se apropie admiterea la facultate, se apropie căutarea unei slujbe sau unui job, cum se spune mai nou. Viața vă așteaptă cu brațele deschise, cu necazuri mai mari sau mai mici, cu împlinit și cu dezamăgit. Eu vă doresc să treceți peste toate, cu fruntea sus și cu mâna întrecăzută. Vă doresc să nu vă lăsați striviți de cerușiul vieții, de absurdul ei. Să vă găsiți un țel în viață și să reușiți să vă determinați singur destinul. Să vă gândiți la Iona, Iona care, cum știm, poate fi o tare dintre noi. La cât s-a străduit el să scape din burta peștelor, cu un
ea a reușit să sfârșie acea luptă, a dat peste alta, a reușit să scape și de acolo. Dar aici să vă opriți. Să nu ajungeți să adoptați soluția găsită pe Iona. Să nu vă pierdeți credința că întotdeauna există o speranță. Să vă gândiți la floarea albastră a lui Mihai Eminescu, la acel ultim vers care a născut atâtea controverse. Totul este trist în lume sau totuși este trist în lume. Și dacă până și Eminescu, care a fost un mare pesimist, a ajuns la concluzia că totuși este trist în lume, eu vreau să vă spun că atunci când vă va fi foarte greu și când nu vedeți nicio ieșire, să aveți așa în fața ochilor această deviză. Totuși există o speranță. Așa se va ajuta. De clasa a 12-a, am avut bucuria să vă văd cum creșteți. Așa am venit pe grobițe. Mâna mea dreaptă, Cati, întotdeauna a stat în mijlocul clasei. Bineînțeles că plăcerea, onoarea mea este să vă laud pe toți. Mi-a fost drag de toți. Aș putea să spun ce am în suflet, ce sentimente lucrez eu pentru voi, câteva versuri pe care sper să le reținem, măcar în esență. Noi ne-am născut din întrebări și din povești fără sfârșit, din nebătutele cărări de cei ce au fost și au asfințit. Noi ne-am născut cu ochi deschiși, oglinzi de suflet curios, curați ca floarea de caiș, uimiți de ce e sus și jos. În urmă cu mai multe sute de ani, un precursor al luminismului, Contele Iablenski, a spus că arta este nostalgia lui Dumnezeu. De unde provine arta? Este interesant că un profesor de geografie să vă vorbească despre artă. Cred că nu există în lumea asta om care să nu-i placă arta, să nu-i placă frumosul, să nu-i placă ceea ce reușește omul să creeze. Uitați-vă atent în sinele vostru. Acolo veți găsi adevărata valoare. Fiți sinceri cu voi înșivă și veți descoperi capacități și potențialuri la care nici nu vă gândiți. Mai întâi trebuie să fiți onești cu voi înșivă. Întâi trebuie să vă cunoașteți, trebuie să vă respectați pe voi înșivă și apoi ceilalți vă vor respecta. Am încredere că veți reuși în viață. Am încredere în voi. Ne vom întâlni și peste 10 ani, peste 20 de ani și să ne ținem Dumnezeu sănătoși peste 40-50, cât mai mult. Să ne vedem cât mai des și dacă se poate, numai în ocazii festive în care cu toții să zâmbim, cu toții să ne bucurăm și să ne povestim unul altuia ce fapte deosebite, ce isprăvi am făcut. Mă refer la fapte bune. Aș putea să vă spun cum. Am încercat pe parcursul a 8 ani să vă transmit cât mai multe și să vă transmit în același timp cele mai frumoase lucruri cu care m-am întâlnit eu pe parcursul vieții și a existenței mele a carierei mele profesionale. Numai până acolo am și reușit. Un om bun nu este bun în mod absolut. Un om bun este un om care dorește să facă bine. Iar binele acesta îl găsiți în interiorul vostru, în sinele vostru. Sunteți creativi, sunteți curioși. În sinele fiecăruia trăiește un copil care se joacă, un homo ludens. Nu lăsați acest copil să plângă, nu-i luați jucăriile, dimpotrivă. Ajutați-l să construiască, să creeze, să se joace. Și schimbând lumea voastră interioară, veți schimba și lumea de afară.
Schimbându-vă pe voi, schimbați societatea. Dacă voi sunteți buni fiecare, și societatea va fi bună. Într-o simfonie, dacă fiecare instrumentist cântă câte o partitură și o cântă bine, va ieși o operă deosebită. Niciodată societatea, lumea, nu a fost o colecție discretă de oameni. Nu a fost o mulțime de mărgele sau de cuburi. Oamenii nu sunt obiecte. Fiecare instrumentist își cântă partitura lui, bucata lui. Și voi, cu simfonia vieții, vă veți cânta fiecare partitura voastră. Fiecare veți avea contribuția la ridicarea comunității din care veți face parte și la ridicarea țării și, de ce nu, a Europei în care trăim. Aș dori să urmați un bun exemplu. Mi-am dorit întotdeauna eu să vă ofer acest bun exemplu. Eu nu am născut în Dudești vechi. Nu am urmat școala în această clădire. Dar am ajuns să iubesc comunitatea în care trăiesc, la fel de mult ca Oravița în care m-am născut, am ajuns să iubesc și să respect școala în care lucrez, la fel de mult ca școala pe care am absolvit-o. Am ajuns să trăiesc sentimente bune, am avut foarte multe momente emoționale, să zic așa, emoționante, de la tremură vocea, aici, în școala din Dudești vechi, aș putea spune chiar mai multe decât în școala pe care am absolvit-o. Eu la liceul din Oravița am funcționat ca elev 4 ani. Aici lucrez de 10 ani. Acesta este al 10-lea an. Și că tot vorbim de momente jubiliare, pot să vă spun că ultima zi de școală pentru voi, ultima zi din viața voastră de elev, este 31 mai 2014. Nu? Începând cu ziua următoare, nu o să vi se mai spună la mulți ani copii. O să spuneți voi la mulți ani altor copii. Asta e parcursul vieții. Parcurgem etapă după etapă, ne ridicăm unii pe unii pe altora, ne ținem unii pe alții de mâini, ne ajutăm pe noi înșine și unii pe alții. Vă doresc să aveți parte numai de bine, vă doresc sănătate, succes, prosperitate, tot ce mai bun pe lumea asta să le găsească în viața voastră, în viața și existența voastră.
dragi colegi, astăzi, cu emoție, nostalgie, zâmbete ascunse și lacrimi ușor de mult dintre gene, vom spune rămas bun anilor de liceu. Cu 4 ani în urmă, am pășit cu speranță și bucurie, încrezător în noul drum pe care aveam să-l parcurgem. Era pentru noi o lume nouă pe care așteptam să descoperim. Cu riscul de a mă pierde în clișee, mă mărturisesc cu regret că timpul a fost necruțător cu noi. Nu-mi vine a crede că așa ușor a trecut anii de liceu, lăsând în urmă această sală care ne-a fost stată acasă timp de 4 ani. Domnule diriginte, a fost greu cu noi la început, dar ne-ați apropiat atât de dumneavoastră, cât și unii de alții. Ca un bun părinte, care aștept când să ne zâmbească, să ne dea câte un sfat, dar care aștept și când să ne cer, ținându-ne împreună. Și sunt convins că ocupați un loc important în inima fiecăruia dintre noi. Pentru toate acestea vă mulțumim din tot sufletul și vă rămânem profund datorați. Vă mulțumim dumneavoastră, domnilor profesori, care ne-ați îndrumat în toți acești ani și ne vine greu să ne gândim că de acum nu vom mai întârzia la ore. Nu vom avea acea emoție când deschideați catalogul. Ne va fi doar chiar și de orele dimineață care începeau cu integrală de la 0 la 1 din RTX. Mulțumim de asemenea părinților care au făcut sacrificii pentru ca noi să ne aflăm astăzi aici. Și acum, dragi colegi, nu am de gând să vă opăresc. Am petrecut acești ani împreună, ne-am certat, ne-am cinstit, am râs, uneori am și învățat, dar destul de mult. Am fost frat și vom rămâne legat de aceste amintiri pentru tot restul vieții. Și țin să vă mulțumesc că mi l-ați oferit. Dar acesta nu este un discurs de adieu, este doar un discurs de la revedere. Vă mulțumesc! În această cheie ca simbol al cunoașterii și vă dorim să mergeți mai departe și să duceți cu stimă prestigiul și renumele liceului nostru. Colegii noștri din clasa 12-a și au rămas buni de la colegi, clasă, diriginte, profesori și, bineînțeles, școală. Dar să nu privim acest moment ca un sfârșit și ca un nou început pentru voi, începutul unei noi etape, o etapă mai superioară, în care veți avea ocazia să învățați lucruri noi, lăsând la o parte perioada catalogului. Ați avut parte de un grup de profesori de excepție, de la care ați avut și ați învățat multe. Ne vom bucura să duceți mai departe numele liceului nostru, și să le cinstiți pe colegi, pe profesori pe care i-ați avut în continuare. Ne vom bucura să ne aducem aminte de clipele frumoase
care am petrecut împreună în cei 3 ani în care am fost colegi și ați fost un exemplu de urmat pentru noi. Ați muncit, ați fost conștiincioși, ați trecut toate etapele, iar acum școala vă recompensează, acordându-vă statutul de promovați, absolvenți ai liceului. Dar să nu uitați că mai aveți încă o etapă, examenul de bacalaureat. Permiteți-mi în această oră festivă să vă transmit invitația colegilor din clasa, din clasele a 11-a, calde felicitări, mult succes la examenul de bacalaureat și împlinirea tuturor viselor. Vă mulțumim și vă promitem că vom duce în continuare tradiția și spiritul școlii. Vom atinge standardul impus de voi și ne vom stărui să-l depășim. Mulțumesc! Să cântați și să jucați.